Pe 17 februarie 1987, revolta spontană a studenților din centrul universitar Iași a provocat un mic seism în structurile Partidului Unic. Tinerii din Cămin au ieșit în stradă, fără să le fie teamă de securitate și miliție, și au cerut să nu mai fie umiliți. Oamenii regimului nu s-au așteptat ca tineretul țării, ținut în frig și întuneric, să le administreze un asemenea duș rece. A fost o mișcare care are la bază o nemulțumire socială. E firesc, condițiile de atunci se cunosc, 2 ore de lumină de la 8 la 10 seara și apă de 2 ori pe săptămână, apă caldă, în rest frig. Cu o iarnă în urmă era atât de frig că le spuneam profesorii noștri că am pus zăpada a nins aseară cu zăpada artificială și ne întrebam cum adică. Păi am pus zăpada pe care frigul nu s-a topit. Deci concluzia era artificială. Și îl întrebam pe profesor, domn profesor, tovarăș profesor, știți cum merge un șoricel pe pierde? Da, cum merge? Așa merge. Astea erau poantele noastre, cât de frig era, dar cu un an înainte. Pe timp de iarnă, condițiile din cămine erau inumane. Însă, în fiecare an, studenții constatau că este loc de mai rău. Cum era viața în cămine în acea perioadă? Pentru cei de astăzi este probabil inimaginabil, pentru că erau zile și nopți în care nu exista curent electric, nu era căldură în cămine, în căminile studențești. Eu stăteam în Pușkin, în căminul numărul 5 și pe lângă faptul că nu era căldură și nu era lumină, era o atmosferă ca într-o peșteră. La temperatura în cameră era undeva la 12-15 grade și era frumos pentru că prizele erau tăiate. Ne aprovizionam, să spunem, ne alimentam de la bec, de la neon. Cam toate camerele aveau vaze cu flori atârnate de tavan, pentru că prin firul de contact era prin brațele care legau vasul respectiv. Foarte multe reșouri improvizate din BCA. Trebuia să învățăm practic ziua la biblioteci, unde era un pic mai cald. Iar atmosfera era în general sinistră în universitate, pentru că după anumită oră se stingeau luminile, erau doar pe scările de serviciu, aprinse becul, altfel puteai să-ți rup gâtul, nu se vedea nimic. Apa caldă venea de 2 ori pe săptămână, așa nu mă înșel, joia și duminica, doar după amiază, de pe la ora 5, când practic trebuia să fie un duș colectiv. Se îngrămădeau toți foarte repede și apa nu era din calea afară de fierbinte. Dar înspre vară, prin lunile iunie, când aproape se pusteau căminele, atunci dădeau drumul non-stop, pentru că trebuiau consumate rezervele de combustibil ca să nu li se aloce anul următor mai puțin decât avuseseră. Încă din 1985, confortul românilor pe timp de iarnă a început să scadă. Dar în 1987, șurubul a fost strâns și mai mult. Pe 7 februarie 1987, prin decret al Consiliului de Stat, s-a impus reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale cu 20% în locuințe și cu minimum 30% în unitățile neproductive. Erau vizate inclusiv căminele studențești, amfiteatrele și laboratoarele facultăților. Spre deosebire de centrele universitare din București și Cluj, în Iași, măsura a fost aplicată, conform decretului. Structurile de conducere ale Centrului Universitar de Partid au semnat un document propriu, care a stat la baza măsurilor care s-au luat în februarie 87 și care vizau direct asemenea măsuri de economisire, și acest document a fost semnat de domnul profesor Vasile Merticaru, era secretar de partid pe Centrul Universitar, doamna Cameluța, Lorica Gavriliță era președinta Consiliului Rectorilor din Iași și domnul Iacob Gheorghe era președintele studenților din Centrul Universitar Iași. De la vremea aceea eram coordonatorul asociațiilor studențești din Centrul Universitar Iași,
după ce între 79 și 85 am fost președintele studenților din Centrul Universitar Iași. Înainte cu o zi, de 17 februarie, deci era într-o lună, mi s-a citit acel document și, de fapt, lectura a plecat de la prevederile documentului Consiliului de Stat, de pe 7 februarie 87, și documentul semnat de cei trei amintiți, care vizau aplicarea, implementarea în universități, campusuri, a unor măsuri, repet, foarte drastice. Profesorul Mungiu a luat cuvântul și a intervenit, spunând că studenții străini constituie totuși o parte dintre ei, sunt valutarea statului român, plătesc pentru a avea condiția asigurată. Am luat și eu cuvântul și am spus că nu numai la străini, și la români e o problemă. Din istoricul venirii studenților din vacanța mică de iarnă, din februarie, de zeci de ani studenții au niște ritualuri ale lor. Vin pe tren cu sarmale, cu pălincă, cu vin, cu cozonaci, se întâlnesc de regulă în holul căminelor, fac petreceri în seara când ajung. În condițiile în care măsurile de austeritate se pun în vigoare, s-ar putea să avem și acolo niște reacții neplăcute. S-a mai decis ca în fiecare cămin să fie amenajate săli de lectură, astfel încât studenții să nu mai învețe în camere. Iar la universități, în lunile de iarnă, cursurile să înceapă de la 8 și jumătate sau 9. Zilnic trebuiau citite contoarele. Cine depășea rațiile lunare, urma să achite penalizări din banii lui. Consiliile asociațiilor studenților comuniști aveau mână liberă să-i elimine din cămine pe cei care încălcau dispozițiile județenei de partid. S-a întâmplat exact cum am amintit. Au venit la tren, de la gară, de la autogări, cu produse de sezon. Au văzut de pe aleea de la Pușkin lumina stinsă la căminele de fete. Au intrat înăuntru, nu curgea nici apa rece, dar mitaia caldă. S-au spălat afară cu sticle de apă care le aveau de pe tren. Se de manifestări. Revolta studențească din 1987 nu a pornit de la căminele de familiști din campusul Tudor Vladimirescu, așa cum s-ar fi așteptat unii, ci de la fetele cazate în Pușkin, lângă universitate. Mai exact, din P5, din camera Angelei Bârsan, pe atunci studentă la Facultatea de Filozofie Istorie. În perioada aceea, o parte dintre studenți eram plecați în vacanța de care urma sesiunii din iarnă. Mulți al studenții erau, în schimb, în sesiune. Eu veneam de la 500 de kilometri distanță cu trenul, în care era același frig ca și afară. Și când am ajuns în cameră, mai era o colegă, Jenny Rădulescu, una dintre fetele despre care se spunea că este textieră din când în când pentru cei de la Divertis. Avea scleroză în plăci și suferea cumplit din cauza frigului. Practic am găsit-o în cameră învelită cu toate plapumile și cu încălțată cu cizmele și cu fes pe cap și mănuși. Pe pervazul geamului era un borcan în care era apă, evident era înghețată. Împreună cu Jenny am mers la balenă. Am început să cântăm tot felul de cântece studențești, absolut nevinovate. Au început să coboare colegele din celelalte cămine. Au ieșit foarte multe studente, deja eram câteva sute bune. Am început să cântăm cântece patriotice. La ora aceea erau de-a dreptul subversive, Deșteaptă-te române, Bucovină, plai cu flori. Și ne-am gândit în sinea noastră că ce bine ar fi să mergem și la colegii noștri care erau cazați la agronomie. Pe drum s-au cântat aceleași cântece, deși începuserăm deja să strigăm vrem mâncare să mâncăm, lumină să învățăm,
apă să ne spălăm. S-au alăturat și cei de la Facultatea de Medicină, o parte dintre ei. Eu când am ajuns la, cred că magazinul Super Copou, dacă mi-aduc bine aminte, se chema, am luat un tramvai și am plecat în cartierul Tudor Vladimirescu, unde urma să particip la o zi de naștere. Coloana a intrat în complexul studențesc Târgușor Copou, unde erau cazați băieții de la universitate. Auzind scandările, mulți dintre colegii fetelor au ieșit din camere și li s-au alăturat. Marți seara, pe la 19:30, mă pregăteam să mă îmbrac, să plec la întâlnire cu prietena mea, viitoarea soție, studentă la informatică, și la un moment dat aud o rumoare. Nu era veselă. Parcă era un cor de la Ku Klux Klan, ceva, murmurau ceva și strigau: haideți cu noi, veniți cu noi. Și atunci am deschis fereastra și am strigat la ei, cei au început să strige: haideți cu noi. M-am îmbrăcat, a ieșit colegul meu de la drept din anul întâi, domnul Sorin Rus, am înțeles că e mare avocat pe la Suceava, nu mai țin legătura cu el. Am ieșit, mai am plecat spre Căminul 3, aveam prieten la geologie acolo, am deschis ușa portarului, am fost electrician în altă existență, am desfăcut tablou, am scos siguranțele, am aruncat, am avut după aia coșmarul că o să vadă securitatea amprentele mele pe siguranțe, nu s-a întâmplat așa. Au ieșit în jur de 200-300 de studenți, am coborât pe linia de tramvai, am oprit tramvaiele în care erau colegii de-a noștri care mâncaseră în Pușkin, au coborât, nu știu, 50 de oameni aproximativ. Când m-am ajuns la universitate, drumul era blocat și am făcut stânga, am luat-o spre Căminul Medicinei, n-a coborât nimeni la medicină, la farmacie erau alt gen de studenți. Tovarășul Gheorghe Iacob, pe care eu îl stimez foarte mult, mi-a spus în momentul ăla, m-a luat de braș și a zis: Socrate, ce cu voi, ce faceți? Păi ieșim pentru că n-au fetele apucat lucrurile. Dar s-a rezolvat treaba și vă rog frumos, fără violență, a zis. Eram aici în Pușkin, eram pur și simplu, am văzut grupul adunat așa și ne-am alăturat. Atunci, mai ales că au fost colegi din anul în care eram, colegi de la română, de la slavistică, de la rusă, practic, da? Au încercat pe parcursul drumului către Tudor Vladimirescu să vă oprească în vreun fel, să trimită lideri ai studenților comuniști să stea de vorbă cu dumneavoastră? Nu, erau în grupul nostru infiltrați, diferite persoane erau pe care nu le cunoșteam. În general, numărul de studenți de atunci nu era foarte mare. În mare ne cunoșteam, cei puțin din cei din Târgușor, cei din Pușkin, ne știam măcar din vedere și vedeam elemente infiltrate care nu țineau de lumea studențească. Am coborât pe Karl Marx, în dreptul școlii de partid. Un prieten de la geologie a zis: Socrate, hai de strigăm jos Ceaușescu. Ni s-a făcut frică tuturor, deci pur și simplu ni s-a făcut frică și n-a strigat nimeni nimic. Am continuat cu expresiile, lozincile: noi românii tineret vrem lumină și curent, apă caldă să învățăm și lumină, și apă caldă să ne spălăm și lumină să învățăm. Am ajuns în zona Dimitrov, așa, pe Independenței. Coloana era destul de mare, eu știu, în jur de 400 de studenți cu tot ce ne adunasem. De la balcoane ni se făceau semn pe lângă perdele cu batiste, n-a coborât nimeni din așa. Eram flancați de mașinile partidului, a securității, n-a intrat nimeni în rândul nostru de margine. Lumea pe trotuar se uita la noi derutată, nu știa ce se întâmplă. S-a plecat de la, exact, de la revendicări de acestea sociale și s-a ajuns la lozinci împotriva regimului, împotriva lui Ceaușescu, cum a spus. S-a strigat jos Ceaușescu? Da, și epoca luminii, epoca rușinii, mi-aduc aminte, da, și lucruri care s-au strigat, e adevărat. Da. Nu v-a fost frică să ieșiți în stradă atunci? Nu, era și, cred, de entuziasm acesta tineresc. Nu prea ne gândeam la consecințe. Și oricum în grup curajul este mai mare, se știe. Era periculos în schimb să te îndepărtezi de coloană și am văzut cei care încercau să se abată, să iasă în coloană pe străzi lăturanci, erau întâmpinați de unul, doi indivizi. Am încercat și noi la un moment dat când ajunsesem prin zona aproape de Târgu
Cucului să facem acest lucru și am văzut că imediat au apărut din umbră doi indivizi și ne-am întors foarte repede. Noi voiam pur și simplu să o luăm pe scurtătură. În zona Târgu Cucu, cineva de pe trotuar a strigat către studenți să spună ceva și de butelii. Însă, populația nu s-a alăturat coloanei. Am coborât Elena, doamna, am ajuns în Bucșinescu, ne-am zis că mergem la Tudor să-i scoatem pe cei din Tudor. Nu ne gândeam să declanșăm o revoltă anticomunistă, nu, nici. Nu cred că era cuiva, îi trecea cuiva pe gând. Pe parcursul în care coloana se îndrepta spre Tudor Vladimirescu, cei de acolo, preveniți, porțile căminelor s-au închis, ni s-au alăturat foarte puțini, a venit miliția și probabil oamenii securității, nu se știe exact cine, cei care au putut ieși acolo au făcut-o doar pe geamuri, de multe ori chiar de la etajul 1 pe cearșaf coborând. Eu am avut ore în ziua aia la chimie, am avut un curs, am terminat la 6, știam din ședința de precedentă de luni că se vor lua niște măsuri, am făcut de curiozitate niște pași către aleea, pe aleea aceea din mijlocul campusului, sinistru era, parcă era sub control, sub asediu, peste tot milițieni, ușile de la intrarea căminelor erau închise, înăuntru forfăteau profesori care primiseră ordin în frunte cu directorul educativ, îndrumătorii de ani, de paliere, să fie toți prezenți acolo. Când s-a despărțit de colegele ei la Supercopou, Angela Bursan nu și-a imaginat că seara muzicală, începută la Balenă, în Pușkin, se va transforma într-o revoltă care va ajunge până în campusul Politehnicii. Am auzit un zumzet mult prea puternic, am ieșit pe balcon și am constatat că un puhoi de lume se revarsă printre pe aleile din cartierul studențesc Tudor Vladimirescu. Evident, petrecerea s-a oprit, ne-am îmbrăcat, era foarte frig afară, am coborât și noi, am văzut niște scene hilare, niște domni destul de voinici se străduiau să îi oprească pe studenții care nu mai puteau ieși pe uși pentru că fuseseră blocată pe din afară. Și acei studenți încercau să coboare dându-și drumul pe niște cerșafuri înodate de la etajul 1. Erau mii de studenți, toți strigau același lucru, apă caldă să ne spălăm, lumină să învățăm, mâncare să mâncăm. Am ajuns în Tudor, cred că pe la 10 fără un sfert seara. Deci vă dați seama, de la 8, două ore am mers încetul. Ne-am prășteat, cei de la universitate, ne-am prășteat prin cămini, strigam la curie să coboare. Ce se întâmplase? Fiecare cămin era în grijă unui profesor. Și ei primise telefon de la partid să meargă la cămin și să închidă ușa, să nu da voie să... Și nu ieșeau, în partea o sări la etajul 1. Cei care coborau din copou țipau la studenți care erau la geamuri, cu geamuri închise, nu aveau voie să le deschidă. Veniți cu noi, veniți cu noi, lașilor, lașilor. Câțiva au avut curaj să deschidă geamul, să țipe la colegii lor de jos. Nu suntem lași, suntem încuiați. Ne-am întors spre căminul 17, ne-am dat aproape toți în jurul căminului 17, am început să strigăm Meca, Meca. Deci căminul T17 al mecanicii era imens. Se coboară cei la Meca. S-au spart un geam la etajul 1, au coborât mai mulți, chiar destul de mulți. Imediat securitate, forțe, trupe și așa mai departe, mașini daci albe, daci negre, dube, tot pregătiți să intervină și căminul T17, unde eram cei mai mulți și băieți în special, fetele de la mecanică aveau un cămin mai în spate, măcar securitatea să țină blocat, să nu se facă această joncțiune între studenții de la Pușkin și Politehnică și cu administratorii de cămin, cu șefii de cămin, tot ce era acolo, baricadat, au scopul pe cearceafuri, pe platforma din spate, în față era o alimentară cu asta comunistă, cu niște burlane în spatele căminului unde erau ghena de gunoi, cum spuneam noi, și alte platforme, s-au sărit pe geam, etajul 1, etajul 2, s-au coborât pe scările de incendiu cum erau, cât se putea,
Și până la urmă, grosul studenților au reușit să forțeze intrarea din interior spre exterior, trecând peste activul de partid și de securitate ce veniseră acolo, s-au spart și geamurile și T-17 în final a răbufnit. Unul din celebrii rugbiști, Tito, cu încă 2-3 colegi, au sărit pe fereastră de la parterul cabinului T-7 să se alăture grupului de demonstrați. Dintr-o dată, domnul colonel Zaharia și-a dat ordin milițienilor ca să-i aresteze pe cei trei sportivi. Bineînțeles că am luat atitudine, am pus puțin mâna mai agresivă așa pe umărul dânsului și l-am strâns cam tare și am spus că situația este sub control, să nu se bage. Am trecut pe la T13-14, coloana a continuat să adune câțiva studenți, să mai piardă câțiva dintre ei. A fost condusă către ieșirea complexului spre Bucșirescu. Eu m-am întors înapoi neapărat la T7-T8, pentru că acolo câteva mașini fuseseră cu adevărat lovite, ca să liniștesc spiritele arabe. Și situația s-a liniștit. Ne-am împrăștiat, pe că la un moment dat s-a făcut ora 10, seara s-a stins lumina cum era obicei. A, vă spun, deci un vacarm imens, deci a început să huidui tot Tudor la Demirescu și peste, eu știu, un minut, două s-a dat lumina înapoi. A existat atunci ideea ca studenții să meargă în zona industrială pentru a-i scoate din case și pe muncitori. În blocurile din Iași, condițiile de trai erau la fel ca în cămină. La un moment dat, toată lumea a ajuns cumva pe pod, pe podul de la Bahlui, în apropierea cantinei, în fața coloanei care încerca să ajungă la podul roșu deja. Era o mașină de miliție care, cu ajutorul unor colegi, a plonjat în Bahlui, exact în podul mașinii s-a oprit. Drumul acela, podul peste Bahlui, fusese deja blocat. Deci noi am avut acces până acolo, după aceea n-am putut trece spre zona industrială. Am zis, hai să ne întoarcem. Să ne întoarcem și ducem fetele. Era deja, era frig, era seară, era 10:30. S-a refăcut coloana în Tudor și ne-am dat să ne întoarcem, dar când am ajuns în Elena Doamna, mai sus de maternitate, am zis că facem stânga, să o luăm pe Anastasie Panu și să ajungem la casa, hai să mergi la casa pătrată. Eram, eu știu, se estimez 800 până într-o 1000, nu. Am auzit estimări de genul 5.000, 10.000, nu. S-au ajuns la logici de genul coborâți, haideți cu noi. Dar atât de tare că, într-adevăr, mi s-a făcut pielea de găină și în momentul ăla am conștientizat că este un moment extraordinar. Am strigat, veniți cu noi, veniți cu noi. Populația Iașului a fost, ca de obicei, a noastră și vorba nebladeana, deci plantele nu prea se revoltă, mămăliga nu explodează, a zis altcineva. Cei de pe stradă erau figurați cu sacoșele, fugeau acasă pentru că era ceasul 9:30, 10:00 când ne-am văzut. Cel puțin când am venit din Tudor era pustiu Iașul, deci nu ne-a văzut nimeni, nu ne-a. Și după perdele, repet, se uitau după perdele un pic și dădeau perdeau înapoi. Coloana de studenți s-a îndreptat apoi spre sediul Comitetului Județean de Partid. Se aflase deja și la centru despre revolta din Iași. Mă sună Ani Matei, care era președintele Consiliului ASCR pe țară. Eram și prieteni buni și mă întreabă, bă, Dorle, nu pot vorbi, că nu erau telefoane mobile. Nu pot vorbi cu ăștia, ce e acolo? Nu-l găsesc pe Iacob. Ce e acolo? N-am informații. La partid, securitatea, miliția au informat că sunt 10.000 de studenți care strigă împotriva regimului comunist. Ești pe balcon și numără. Am ieșit pe balcon, i-am numărat vreo 1.000 de oameni, așa la știința mea, având în vedere că am organizat și niște meeting-uri pe vremea acelui regim, l-am sunat pe Ani Matei, i-am spus că din punctul meu de vedere sunt cam 1.000 de oameni, 1.000, 1.050, 1.500, că mai veneau și din partea alaltă care nu veneam. Coboară și vezi în stradă, unde se duc? Cred că la Casa Pătrată. Acolo s-a dus, am coborât, se adunaseră mai mult de 1.000 de oameni, am urcat, am mai dat un telefon, am spus că 1.050 și ia cu telefonul, spune, ei numai la bine? Zic, aproximativ. Aha, deci cât ai zis, 150? Nu, 1.050, 1.500 maxim, că mai vin. Vin și muncitori, vin și alte categorii de oameni. Mai numără o dată, eu cred că ai numărat numai 150. În fața Casei Pătrate, studenții i-au înconjurat practic
partea din fața a clădirii. A ieșit să stea de vorbă cu ei Alecu Floareș, secretar cu propaganda la Comitetul Județean de Partid. El răspundea atunci și de învățământ. Le-a spus studenților să se întoarcă în cămină pentru că au apă caldă, lumină și căldură. Acolo s-a strigat de genul vrem cultură și neimpostură, nu mai răbdăm, nu mai răbdăm. Cred că asta a fost cele mai radicale expresii. Colana era mare. Colana, mi-aduc aminte, pe Ștefan cel Mare, când am ajuns la un moment dat, ocupa o bună parte din acest bulevard. A fost un mic incident când am ajuns în dreptul blocului Romarta, cred, acolo se știa că locuiau oamenii suspuși, mulți dintre ei cu anumite grade, și de acolo s-au pornit un schimb de huiduieli și doar atât. Eram flancați de oameni care probabil ne supravegheau. A fost atât de spontan încât nu au avut timp să reacționeze, cel puțin pe moment, autoritățile. Știu doar că s-a tras un tir, cred, în drumul spre gară. Drumul acela nu a mai fost posibil. Noi am intenționat atunci să ajungem și la gară. Nu vă spun ce spaimă am început să am în momentul când am văzut că am fost înconjurați, izolați și tot. Eram ca un cortegiu, practic, ca la o mormântare. Eu m-am și gândit la un moment dat cum voi ieși de acolo după ce manifestăm, după ce strigăm, că nu o să cadă regimul. Am luat-o pe Bulevardul Mare, Mitropolie, până în Piața Unirii, crezând că ni se va alătura lumea. Noi am defilat, erau blocuri pe acolo, mai erau și blocurile comuniste cu nomenclatură. N-a ieșit nimeni, unii nici măcar n-aveau curaj să iasă la balcon, la geam. La și strigam noi, veniți cu noi, veniți cu noi! Haideți cu noi, la și, stingeau și lumina. În Piața Unirii m-am dat înapoi și am dat peste, eu recunosc că l-am văzut, era noapte, domnul Barbu, Viorel Barbu. Și am dat să-l prind în horă și a zâmbit, s-a dat deoparte. Profesorii ne-au supravegheat, nu ne-au, deci au fost cu noi, au fost obligați să meargă cu noi, unii dintre ei. Așa. Și asta a fost, am jucat ora Unirii, 50 minute, ne-am cam împrăștiat. În Piața Unirii m-am urcat pe statuie, eram corespondent secret la Europa Liberă și Vocea Americii, parcă spuneam eu că nu o să mă omoare din prima, că va țipa Europa Liberă și Vocea Americii pentru mine. Am început să strig în Alexandru la muncitori, în Alexandru la muncitori. Și cu un grup de studenți politehnici de-ai mei, fetele nu mai aveau curaj, ele vreau să ajungă speriate de acum, că au văzut că complexul studențesc n-a scos nicio zecime din studenți. Am fost cu grupul de studenți după hotelul Traian la Vale Tramvai să coborâm la gară în Alexandru la muncitori. De acolo tunuri cu apă, salvări, mașini, dube, toate astea stăteau băieții și a trebuit să renunțăm. Listele cu cei care au participat s-au făcut la întoarcere, practic la intrarea în cămin. În momentul în care studenții s-au întors în Pușkin sau în Târgușor, erau așteptați la poartă și au dat cu subsemnatul. Nu am dormit la cămin în noaptea aceea, aveam un prieten care avea o garsonieră închiriată și am dormit acolo. Nu numai eu, am mai fost cu cineva, un alt coleg, da. Un grup de, eu știu, 50, 80, 100 de studenți, m-am ajuns în Pușkin. Când am ajuns în Pușkin, deja era alta problemă. Fiecare cămin avea la ușă directorul căminului, mai era încă cineva și făceau liste cu cei care intrau. Noi am introdus fetele de la căminul 5, că erau cele mai multe fetele la drept, au intrat. Când se ieșim, eram un grup, cred că eram 20 de studenți de Târgușor, mai eram prieteni pe care îi cunoșteam. Când se ieșim în strada mare, ne blochează vreo strada, vreo 4-5 securiști. Și unul vine la mine și zice, băi, ăsta micu și rău de gură, ți-am zis din... Și ei ne spusese încă de sus, ai, v-am dat cu două, dat cu domnul Iacu, v-am dat căldură, lumină, ce mai căutați? Când m-a luat cel de mână, a apărut domnul Toarșu Barbu, cu un tip, și a un tip în haine de piele, în albine făcut, așa cum îl neputa, și a zis, cel a zis, lăsați copiii în pace, lăsați să plece la cămin, a zis, nu știu. Cel îmbrăcat în haine de piele și arăta foarte bine.
Domnul Barbu era lângă el, deci era omul de lângă. Și noi am plecat. Am plecat, ce eu știu, 20 de studenți. Când ajung la cămin, un moment hazliu, ajung la cămin, dau facul pe alee și când se intru în față erau, cred că trei securiști, doi de parte și portarul. Portarul care era din sat de la mine, eu sunt din Vulturi Popricani. Portarul nea Neculai Pădurarul, Dumnezeu să-l ierte. Zic, bună seara, nea Neculai, eu în stilul meu agitat așa, bună, eram chiar sureț, citat puternic. Bună seara, nea Neculai. Și el zic, bună seara, măi, băieți, așa pe un ton săracu, deci cu glasul pierit. Am intrat în cămin și în momentul când am intrat în cămin, era domnul Gălățeanu, cred că era, să nu greșesc, era directorul de cămin. Să facem listic, a zis toarșul Rex, să facem listic. Ce? Eu de acolo, ce listic? Și m-am repezit spre el așa, s-a dat un pic înapoi și a căzut cu fundul pe prima treaptă spre etajul, dar nu s-a lovit, a căzut un pic și a apărut, au apărut doi securiști, m-au oprit și au zis, tu ești student, mergeți la cămin. Legendele, cineva s-a apărut că au intrat pe spate, colegii de-ai mei, chiar șafuri, au intrat pe spate, că numai să nu fie trecut pe listic. Nu am văzut, nu știu, deci s-o fi intrat. Mulți dintre ei au dormit, am zis că au plecat la gară câțiva dintre ei, alții au plecat la rudiri, numai ca să nu intri în cămin. S-au făcut într-adevăr o listă și la cămin acolo. M-am dus în cameră o noapte albă, mă gândeam ce o să se întâmple. Ei, din momentul ăla au început gândurile. Coșmar, ce o să se întâmple a doua zi? Am început să coborâm pe Independenței, Târgu Cucului, până Bucșinescu și au început iar cedări psihice, securiștii luau cu forța din noi, smulgeau efectiv studenți, iar eu am scăpat, am fugit pe gangurile care sunt blocurile Independenței. Pentru mine doi securiști s-au luat de pe trotuar, făcusem sport, atletism, cam complicat pentru ei să mă prindă și am ajuns la capătul Iașiului. Spre dimineață, la 4 dimineața, tot orașul pândit, ascuns, făcut, tot, securitate, la colțuri, chestii, mașini. Mamă, zic, nu, că le era frică să nu facă muncitorii, nu mai era cu studenții, peste tot. Și mi-am amintesc că aveam ședință de redacție la Opinia Studențească și la un moment dat, pe la ora 21, cred, a venit Marius Cristian, care era unul dintre redactori și mi-a anunțat că s-a întâmplat ceva nemaipomenit în stradă. N-am realizat dimensiunea lucrurilor, am mers acasă și abia când unul dintre redactorii de la Opinia Studențească a sunat disperat la ușă, e vorba de Silviu Alupi, atunci am realizat că s-a întâmplat ceva extraordinar de grav, pentru că ăsta era desfigurat aproape și l-am și ținut atunci, țin minte, o zi și ceva la noi. Daniel a plecat la ore, era profesor universitar, și a comunicat că pot să plec liniștit, că încă nu se fac represalii și el mi-a spus să mă duc la cursuri, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. După ce studenții s-au risipit de pe străzi, în zona căminelor din campusul Pușkin a avut loc o ședință ad hoc, la care au luat parte toți factorii de decizie pe linie de partid și conducerea universității. S-a decis atunci să se raporteze la centru doar 125 de participanți la revoltă. Numai că securitatea dăduse cifre mult mai mari. Orice eveniment de tipul acesta, chiar mai puțin grav, aducea o anumită notă proastă conducerii de partid, pentru că era singura conducere de la ora aceea. Și eu cred că atât amploarea cât și măsurile de după aceea s-au făcut în această cheie, în a nu prezenta lucrurile prea complicat pentru de a se prezenta așa cu batistat pițambal totul, că de fapt nu a fost decât un mic incident și așa mai departe. Cei de la nivel local au vrut să minimizeze pentru că a fost o notă proastă pentru ei. Da? Deci nimănui nu i-ar fi convenit să aibă un eveniment așa de serios cu studenții, mai ales, care pentru comuniști era o categorie cu care ei s-au purtat cu mare grijă. Pe 18 februarie a avut loc o ședință la Comitetul Județean de Partid. S-a analizat întâi greva de câteva ore de la Nicolina, din 16 februarie, apoi revolta studențească din 17 februarie. Studenții căminiști nu aveau de unde să știe de protestul muncitorilor. Între cele două mișcări nu există legătură. A doua zi dimineața, la sediul Comitetului Județean de Partid, a venit șeful cancelarii lui Nicolae Ceaușescu, Silviu Curticianu. Mandatul lui Silviu Curticianu după nu era foarte dur. În schimb, prim secretar la Iași era Nicolae Bănescu. Nicolae Bănescu a convocat
în acea zi, la ora 10, dacă nu mă înșel, o adunare generală cu tot activul de partid de învățământ din Iași, în aula Universității Alexandru Ioan Cuza. Era full aula, câteva sute de oameni. De la rector, prorector, secretar de partid în următor de an. La prezidiu a fost domnul academician Barbu, cu o atitudine excelentă, excelentă, decentă. Aleco Alfloare, secretar propaganda, în stilul caracteristic, de a pune gaz pe foc, și Nicolae Ibănescu. A luat cuvântul câțiva rectori, profesori, care să motiveze de ce s-a ajuns aici. Nicolae Ibănescu, primul secretar, s-a ridicat și la un moment dat, țipând la noi, la profesori, că nu erau studenți acolo, e vina voastră, a voastră. Eu rezolvam problema în câteva secunde. Trebuia să pun mitraliera pe ei. Domnul Barbu și-a depus atunci mandatul, când a văzut în ce manieră pune primul secretar problema cu mitraliera și cu represaliile miliției, a spus să-mi asume tot ce s-a întâmplat la universitate. Toată lumea era bulversată. S-au început să fac ședințe tot, pe catedre, pe ani. Eram în secretariat și țin minte că a venit doamna profesoară de educație fizică, o cunoșteam bine, doamna Zamă. Și mă întreabă, Socrate, ai fost și tu? Dar eu eram răgușit deja de cât am strigat. Și zic, n-am fost. Și doamna Folescu, secretară, și lăsați copilul în pace, lăsați cu băiatul în pace, nu vedeți că și așa. E adevărul că cred că abia atunci a dat frica. Recunosc cinstit că atunci adrenalina fiind puternică, exact ca în luptă. Dacă îți tragi un glon, nu simți că curge. Eram atât de surexcitat în timpul celor 3, 4, 7 ore cât am mers pe stradă, că nu. Abia de acum încep să-mi fie frică. Dimineața când am ajuns la școală, eu n-am mai trecut pe la cămin, am aflat ulterior că toți cei care intrau în cămin erau legitimați. Am intrat în amfiteatre unde am fost adunați pe ani. Erau niște tovarăși de la comitetul de partid care ne-au ținut o prelegere care a durat vreo 45 de minute. M-am ridicat în picioare și l-am întrebat pe acel domn, erau vreo 6 de la comitetul de partid central și cel județean. L-am întrebat dacă el când ajunge acasă și copilul lui, că l-am întrebat dacă are un copil și a spus că da, intră în casă și este la fel de frică și afară, cu temperaturi negative, deschide frigiderul și nu găsește mâncare, nu este nici lumină. El a recunoscut că nu, dar că, mă rog, e o situație care se va regla cumva. Și l-am întrebat cine folosește, că o să ajungem niște oameni, dar vom fi niște epave din punctul de vedere al sănătății, așa cum se întâmpla. După ce s-a terminat acea instruire de partid și am fost trași la răspundere într-un mod foarte tăios, așa, am fost chemați la cabinetul îndrumătorului, domnul profesor Dima, mai erau câțiva profesori. Nu fuseserăm chemați decât vreo 6-7 studenți. Ni s-a pus în vedere că nu mai... Ni s-a luat dreptul de a mai sta în cămin, ni s-a retras dreptul de a fi... de a merge la cantină, de a avea abonament la cantină. Și... bineînțeles, ni s-a tăiat și bursa. În momentul în care s-a aflat lucrul acesta, toți colegii au spus că dacă va fi cineva exmatriculat, va fi o problemă, pentru că vor ieși din nou cu toți în stradă câteva mii bune. Eram în jur de 20.000 de studenți, poate chiar și mai mulți la ora aceea, în centrul universitar de la Iași. Au fost amenințări cu exmatricularea, știu că au fost studenți care le s-au chemat, părinții s-a stat de vorbă, nu știu exact ce a fost, dar atunci în amfiteatru ne-a plăcut faptul că acele cadre didactice care au însoțit, mă rog, persoanele venite să ne mustre, nu au ținut partea studenților, asta este neplăcut. Deci, studenți au spus, dumneavoastră știți cum se învață în 2 ore în sesiune, când ajungi la 9 și la 10 se stinge lumina și cât de frig, adică acolo s-au strigat niște lucruri și, să spunem, le-a camperit cheful de a certa și de a aduce reproșuri. Peste încă o zi ne-am trezit cu o doamnă ministru, așa, o tovarășe ministru, așa ni s-a prezentat,
care a aterizat fix la mine în cameră. Eu iarăși am fost enervată de situație. În momentul acela am invitat-o la toaletă, unde imaginați-vă cum putea să arate o toaletă în care nu exista apă, pentru că era înghețată de aproximativ 3 săptămâni. Nu aveam unde să ne spălăm, la dușuri nu curgea nici apă rece, nici apă caldă. În mai puțin de jumătate de oră s-a dat drumul la curent, am putut să ne punem reșourile în priză, era un afiș mare că nu avem voie să le folosim. S-a dat drumul și la apă caldă, s-a igienizat toaleta. Eram sute de studente în acele cămine care aveau aceleași probleme, nu doar în căminul în care stăteam noi. Am fost anunțați că s-a renunțat la ideea de exmatriculare, că s-a renunțat la tăierea burselor și că putem să mergem în continuare la cantina. Am simțit această îmbunătățire a alimentației la cantină și o îndulcire a regimului de la cămin, dar și-a intrat iarăși în rol foarte repede vechiul obicei al lor de a face viața cât mai neplăcută. Și nu ar trebui să ne plângem, toată populația trecea prin așa ceva, era fric pe pretutindeni și în apartamente. Am stat practic o lună și ceva cu teama aceasta că putem fi expatriculați. Din fericire nu știu să se fie ajuns, cel puțin colegele mele care participaseră la această manifestare au terminat facultate. Spre lauda lor, nimeni din profesorii de la Catedra de Slavistică nu ne-au făcut reproșuri. Se simțea această simpatie a cadrelor didactice din umbră. Noi înșine eram mândri de ceea ce făcuse, mai ales că nu îndrăzneau prea mulți în perioada respectivă să ridice glasul. Erau ani, dacă vă aduceți aminte sau nu, erau ani destul de triști. Atunci, apropiați de revolta din 1989, ani în care aproape se făcea foame, ca să vorbim mai pe șleau. Deci la noi, la universitate, cel puțin la noi, la facultatea de istorie, nimeni nu a avut de suferit, doar că rectoratul a primit mai multe liste, 2-3 liste cu participanți și a trimis scrisoare acasă. Scriitor și bătrânul Gheorghe, vă rog să poftiți la facultate pentru că fiul dumneavoastră a comis acte de indisciplină și în caz de nu veniți va fi exmatriculat. Atât, nu scrie altceva. Mă duc la tata și zice, tata avea 63 de ani, un an de pensie, Dumnezeu să-l ierte. Tatăl meu mititel așa și harnic, măi băiete, te chinui tata să ajungi la facultate și acum ce, v-ai dat cu muși în fasole, ce ai făcut? Acolo ești de anul 4, trebuie să termin. Mă rog să mă credeți că aproape mi-am dat lacrimi. Tata, am comis-o, am făcut-o, hai la facultate. Și apare, cred că domnul Clivete, să nu greșesc, cred că domnul Clivete apare și vreo 10 minute de ori și mă ia de mână, îmi strânge mâna și că Socrate, ai un tată? Și a pus puncte. Ce? Păi știi ce a zis tatăl tău? L-am întrebat noi. Domnul Grigoru, ai cred că nu știa. Toar și bătrân, ce a făcut fiul dumneavoastră? Și tatăl zice, nu vă supărați, toar și profesor. Eu acum 4 ani am trimis băiatul să-l învățați carte. Eu știu ce l-ați învățat dumneavoastră. Știu ce a făcut, deci nu. Și asta a fost vorbile tatălui meu și pentru asta îi sunt recunoscător. Prim-secretarul Comitetului Județean de Partid a mai cerut ca fiecare cameră de cămin să treacă în grija unui profesor îndrumător, care să noteze când intră studenții la cursuri, când ies, când merg la cămin, când mănâncă, ce anturaj au și ce cărți citesc. Domnul Titus Raveica, renumit profesor de filozofie, trebuia să vină să ne viziteze. Mă întâlnesc cu dumnealui peste vreo lună, aproximativ, în fața universității și mă oprește și îmi spune așa, mă cunoștea, doar și bătrânul. Nu e așa că de când am fost eu ultima oară în odaie la matale nu s-a întâmplat nimic? Da, doar și profesor, nu s-a întâmplat nimic, totul este regulă în odaie la mine. Dar el nu fusese niciodată, deci nu și-a îndeplinit atribuțiile. Nu. Deci partidul i-a dat o sarcină, el l-a îndeplinit, recunosc cinstit că nu a îndeplinit-o. Numai în Iași s-a decis să se reducă apa caldă, apa rece, căldura la studenți? Întrebare bună, pentru decretul Consiliului de Stat din 7 februarie 87 a fost pe toată țara și viza toate unitățile neproductive, spații sociale de învățământ care consumau mult și ele. Dar în alte centre universitare au știut să le
pondereze, astfel încât să nu aibă impact direct, mai ales în momentul când vin studenții de acasă. La atâția ani de la această revoltă studențească veritabilă, nu avem încă o istorie nepărtinitoare a ceea ce s-a întâmplat atunci. Cred că o cercetare obiectivă a ceea ce s-a întâmplat acolo este absolut necesară. De ce? Că avem martori oculari. Ce să putem spune despre asta când nu să mai avem decât părerile subiective pe care le citesc acum când dau o căutare pe Google și mă îngrozesc, pentru că e un eveniment la care eu am fost martor în câtva și nu are nicio legătură. Ce știu eu cu ce, cu imaginea care se proiectează iacă după atâția ani. Ce lucruri neadevărate s-au spus despre momentul acela? S-a spus că a fost o manifestare anticomunistă, ceea ce n-aș spune. Și am cunoscut bine pe doi dintre participanți, pe Silvia Lupi și pe Anca Comoții, care au fost speriați mai devreme de ce ar putea să le se întâmple, cărora nu știu să le fi întâmplat ceva foarte special. Silvia Lupi a scris în continuare la opinia studențească până la absolvirea facultății. Nu a venit nimeni niciodată să-mi spună că n-ar trebui să fie acolo. Iar în ce privește pe Anca Comoții, a semnat cu pseudonim până termină facultatea. Sistemul n-a fost absolut deloc afectat de această mișcare noastră. Au fost revendicări economice, automat sunt și politice, dacă strigi. Nu poți să strigi pe stradă, vrei apă caldă și așa. Cum? Adică trebuie să duci la partid să ceri apă caldă. Dacă... Alte urmări, în plan personal, aveam coșmarul că sunt înapoi electrician la Popricani. Am fost 2 ani electrician la Popricani, recunosc cinstit. Ieșeam cu prieteni la plimbare și, într-adevăr, au trecut o perioadă, mi se părea că sunt urmărit. Nu știu dacă era. Am terminat facultatea cu medii bun, nu zic foarte bun, repartițiile și cineva a spus că am fost pedepsiți la repartiții. Nu cred, cam așa erau repartițiile. Eu am prins un județ, am prins un sat dintr-o comună, dintr-un județ, din județul Neamț am prins. Satul Talpa, la Talpa Țări, a fost comuna Bârgoani. Am terminat în 1989, primisem o repartiție la Gheorgheni, în Ardeal. Acolo am rămas un pic până a apărut postul la concurs în Iași. Practic am predat la un liceu, Solomon Iernio, era un liceu de prestigiu din Gheorgheni. Noi cei care, mă rog, făceam parte din, să zicem, grupul acela mai revoltat, am avut parte de o repartiție care era la 30 de kilometri de linia ferată. Și în afară de asta, în intervalul până la repartiție, am avut întotdeauna o codiță, un tovarăș de la securitate care pur și simplu ne însoțea peste tot unde mergeam. Presa vremii nu a scris niciun rând despre 17 februarie 1987 și Noaptea Albă din centrul universitar Iași. Cenzura nu ar fi permis nici măcar o aluzie la revolta studențească. Era presă de partid, era presă comandată. Nici Europa Liberă nu a pomenit despre revoltă decât la vreo 4 sau 5 luni de zile, când s-a publicat, s-a citit scrisoarea, mai exact, procesul verbal al portarului de la Universitatea de aici de jos, din seara revoltei. Și mai târziu, când am avut prilejul, l-am întrebat pe Nicolae Constantin Munteanu de ce nu a spus mai repede. Mi-a spus că aveau informații, dar aveau numai 2 surse. Și regula postului, atenție, Europa Liberă, spun unii post de propagandă, era că se dă o știre dacă există 3 surse. Și au dat în momentul în care au avut cea de 3-a sursă, care era procesul verbal al portarului de la universitate. În opinia studențească exista regula șopârlelor, adevăruri strecurate, astfel încât să nu fie decodate de cenzură. Da. S-a putut scrie ceva despre revoltă? S-a scris ceva într-un material de opinie, așa, foarte aluziv. Acum trebuie să înțelegeți că, sigur că presa era ea studențească, dar era extrem de controlată. Nu era un ziar liber, opinia studențească. Era un ziar care era organul de presă al Uniunii Studenților Comuniști. Deci a transfera istoria opiniei studențești de după 1990, în perioada aceea, este un fals. Și chiar și un lucru pe care îl aud des. Nu puteai să scrii ce vrei. Studenții ieșeni mai ieșiseră pe străzi de 3 ori în timpul regimului comunist, dar o făcuseră pentru a aplauda succesele echipelor de fotbal. În noaptea de 7 mai 1986, au luat cu ei și steagurile puse în oraș pentru ziua partidului, abandonându-le apoi în campusuri.
Însă în 17 februarie 87, nu bucuria i-a scos din camere, ci condițiile mizerabile din cămine. Să nu uităm că Iași în anii 80 a fost așa un spațiu oarecum protejat. Pentru că în Iași erau umor studențești, în Iași în 83 a fost Festivalul Național de Umor Studențesc, când a fost o mare panoramă la București, pe ce s-a spus în Casa Studenților. La un an a fost Gallia Amfiteatru, cea mai mare manifestare studențească din istoria României, care s-a și cenzurat după aceea, când câștiga Steaua sau echipa României, cu acordul primului secretar și cu sprijinul miliției care parca, încadra coloanele de studenți, se acceptau oficial mitinguri de bucurie. Atunci exista un tip de exercițiu al mersului în grup, scandând. Mai apoi, la Iași a fost totdeauna o oază de libertate așa relativă, care a fost cultivată și care, cred că e important de spus, de grupul Divertis, care s-a născut atunci la Iași și a căror spectacole erau explozivi, de o presă studențească decentă și foarte bine făcută, deci era contextul exterior care îți permitea să visezi sau, mă rog, să nu-ți se pare imposibil o ieșire din decor în momentul în care ai o nemulțumire profundă. Mă bucur că, într-un fel, s-a legat studenția noastră de acest eveniment din 1987, care a rămas, iată, singurul, de fapt, studențesc din anii aceia. Regret este faptul că mișcarea aceasta, în primul rând, nu a căpătat amploare pe care ne-am fi dorit-o. De ce? Pentru că în momentul în care din Tudor Vladimirescu au venit doar câteva zeci, când puteau să vină câteva mii, abia atunci ar fi fost o mișcare importantă. În 87 e un curaj nebun. Noi spunem că am avut un curaj nebun, că am ieșit în stradă. Recunoaștem. Dezorganizat, fără lider, fără program, fără nimic. Nimeni n-a strigat jos comunismul sau jos... Nu aveam de gând. Revendicările au fost de natură socială. Exact. Ceea ce privește doar studenții. La un moment dat s-a spus ceva la Casa Pătrată, să se dea lapte la muncitori sau ceva chestii din astea, să dea... Deci au fost câteva revendicări economice și strigate anemic. Nu regret nimic din ce am făcut. Dar vreau să se spun adevărul. Adică să spună că Iași a fost înaintea Brașovului. Deși Brașovul a fost mai puternic. Pentru că mișcarea muncitorească s-a terminat la ei destul de, cu repercursiuni grave. Adică oamenii au fost luați în închisori, pe când la noi s-a marginalizat total. Total pentru că am avut profesori buni. Și tot respectul pentru ei. Că se vorbește foarte mult despre anticomunism și despre... Nimeni nu credea atunci că comunismul o să cadă. Nimeni n-avea în minte. Singurul lucru teribil, sau mă rog, din cei din jurul meu, nu a proiectat niciodată o cădere atât de bruscă care s-a întâmplat, de fapt, până la urmă destul de târziu. Nu sunt de acord nici cu ideea că în Iași nu s-a întâmplat nimic anii așa. Nu sunt de acord nici cu ideea că în Iași, în România, n-a fost deloc rezistență sau dizidență. Eu interpretez totul altfel ce s-a întâmplat până în 89. N-a fost ca în Cehoslovacia, Václav Havel. Dar în Iași, cel puțin, au fost mișcări de rezistență, de opoziție, cât se puteau ele, de 87, studenți în 87. Cum vă explicați solidaritatea asta între studenți? E o vârstă la care ai proiectul provizor, la care nu poți pierde mare lucru sau dacă pierzi, crezi că o poți lua de la început. Asta e vârsta revoltei. A fost o perioadă tristă, dar fiind tineri, probabil că nu am cântărit lucrurile așa cum le cântărim acum după 32 de ani. Dar a fost un moment, un ferment, acea revoltă. Am ascultat după aceea multe relatări la Europa Liberă. Mă simțeam într-un fel și mândră, dar și înfricoșată, pentru că, practic, știam că mi-am închis evoluția profesională în viitor. Nu aveam comparație cum ar fi să trăiești liber. De fapt, noi nici nu înțelegeam ce înseamnă să trăiești liber, pentru că nu aveam de unde să știm.
Studenții care au ieșit în stradă pe 17 februarie 1987 nu au avut lideri, nici portavoci. Coloana era formată din grupuri care născoceau lozinci pe care le repetau cei din apropiere. De aici, probabil, și opiniile contradictorii referitoare la scandări împotriva lui Ceaușescu. Neconcordanțe sunt și în privința numărului de participanți. Au fost sute, au fost câteva mii, însă cei din stradă nu aveau idee atunci care era dimensiunea coloanei. Cert este că, în februarie 87, în două zile consecutive, Iașul a aplicat regimului comunist două lovituri. Pe 16 februarie a fost grevă la Nicolina, dar opinia publică nu a știut atunci acest lucru. Pe 17 februarie, studenții au mărșăluit prin oraș, cerând apă caldă, lumină și căldură. Acel februarie 87 dovedește totuși că Iașul nu e chiar o dugheană de vechituri istorice, cum obișnuia să spună Ionel Teodoranu. Vocea unor tineri, crescuți acasă cu Europa Liberă, ascultată pe ascuns, a făcut pentru o noapte să amuțească un sistem în fața căruia puțini aveau curaj să ridice glasul.